Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a participa la această conferință de presă la sediul ASSMB. Este pentru prima dată în istoria spitalelor aflate în subordinea primăriilor și consiliilor județene în care am avut o întâlnire de lucru împreună cu managerii spitalelor, directorii medicali, cadre medicale, președinții ai asociațiilor de pacienți și lideri Sanitas. Astăzi s-a tras un semnal de alarmă, întrucât blocajul din sănătate a fost generat pe motive financiare, dar sub o aparentă economie a dus, de fapt, atât la pierderi de personal, cât și la pierderi pentru pacienți. Ne-am întâlnit astăzi cu dorința constructivă de a semnala faptul că încremenirea politicilor de sănătate pot duce la situații limită, în parte, deja atinse în sistemul de sănătate, după cum ați putut vedea zilele trecute. Mulțumim celor 100 de participanți la ședința de lucru, participanți pe care i-am enumărat mai devreme, și ne dorim un dialog real și corect cu decidenții, iar întâlnirile ca cea de astăzi sperăm să fie cel puțin semestrial. Astăzi, în numele pacienților, dar și al personalului din spitale, cerem un plan național pe termen mediu și lung de politici de sănătate publică, unitar, pentru urgenta rezolvare a problemelor celor mai grave semnalate astăzi. Cerem Ministerului Sănătății să recunoască starea de urgență cu privire la lipsa de personal din sistem și să facă o metodologie de ocupare a posturilor din sănătate pe o perioadă determinată de un an de zile, similar procedurilor din pandemie. De asemenea, cerem modificări ale procedurilor de aprobare a nevoilor din sănătate pe baza memorandumului. Singura entitate competentă în măsură să evalueze fundamentarea nevoilor în sănătate este Ministerul Sănătății și nu alte ministere. Am pornit astăzi discuția cu toți cei prezenți de la deficitul de personal, în primul rând medici. Deficitul de medici de care suferă România astăzi este determinat de mai mulți factori, în special de decizii fără analiză care să țină cont de realitățile sistemului la nivelul organismelor decidente. Exemplific un ciclu de formare a unui medic și totodată cum România are o reală problemă în gestionarea unui plan de dezvoltare durabilă. Deși un ciclu de formare durează în medie 10 ani, 6 ani de facultate și 4 ani de pregătire în rezidențiat, nu există o strategie a decidenților înspre acoperirea deficitului de medici. Și vorbim astăzi în România de un deficit de aproximativ 15.000 de medici la nivel național. Astfel că din circa 5.000 de elevi admiși la cursurile de formare universitară, 6 ani la facultățile de medicină din România, admiși în anul 2014, că despre specialiștii de astăzi vorbim, sunt elevii care au intrat la facultate în 2014. Intră la rezidențiat circa 4.500 și susțin examenul de rezidențiat în 2019, concurs organizat și finalizat cu două tipuri de opțiuni. Rezidențiatul cu post, la finalizarea pregătirii în rezidențiat, medicul are asigurat postul în spitalul în care a fost angajat la câștigarea concursului, și rezidențiat fără loc, la finalizarea pregătirii în rezidențiat, medicul nu are asigurat postul, astfel că singurele opțiuni sunt fie sistemul privat, fie să aleagă alte spitale din afara țării. De reținut este faptul că ponderea este extrem de mică pentru rezidențiatul cu post. Circa 12% din totalul absolvenților licențiați pot obține un post prin concurs. Raportat la situația actuală, prin care ordonanța de urgență blochează concursurile de ocupare a unui post la stat, se elimină șansa oricărui medic proaspăt specialist să lucreze într-un spital de stat sau în țară. În concluzie, astăzi, în 2024, deși România are un deficit de 15.000 de medici, statul, care a cheltuit cu școlarizarea lor 300 de milioane de euro, așa cum spunea zilele trecute domnul ministru Rafila, blochează prin ordonanță angajarea celor 4.000 de medici deveniți astăzi proaspăt specialiști. Odată cu deblocarea posturilor,
s-ar rezolva pe termen scurt problema actuală a deficitului, însă, pe termen lung, este necesară elaborarea unei strategii care să anticipeze și să rezolve precoce acest deficit. Inversarea raportului rezidențiat pe loc versus rezidențiat pe post ar asigura continuitate dacă, spre exemplu, în 2014, momentul admiterii la facultate, până în 2019, momentul examenului de rezidențiat, s-ar fi înființat și scos la concurs prin rezidențiat posturi peste cei 4.000 de absolvenți, astăzi nu asistam la astfel de drame, în urma cărora, în special, pacienții au de suferit. De asemenea, trebuie avut în vedere că este obligatoriu să fie asigurată nu numai asistența medicală de specialitate în spitalele publice, ci și asistența medicală comunitară în cele mai mici sate la nivelul întregii țări. Mă refer la medicii de familie. Să nu uităm că aproape 50% din populația țării trăiește în mediul rural. În asemenea situații, crește necontrolat presiunea asupra camerelor de gardă și asupra spitalelor, ducând inevitabil la epuizarea personalului medical și există inclusiv riscul acordării unui act medical deficitar. De aceea, nu cred că doar deblocarea posturilor este o soluție, ci și regândirea modalităților de repartizare uniformă și eficientă a asistenței medicale primare și de specialitate la nivelul întregii țări. Am vorbit tot astăzi și despre deficitul de personal, asistenți medicali, infirmieri și personal TESA. Motivarea personalului medical și TESA este deosebit de importantă din mai multe motive fundamentale. În primul rând, personalul medical auxiliar și TESA are o responsabilitate enormă față de viețile și sănătatea pacienților și, drept urmare, are nevoie de o motivație puternică pentru a-și desfășura activitățile în mod eficace și eficient. Motivarea personalului medical este esențială pentru îmbunătățirea satisfacției pacienților, iar motivarea personalului TESA poate avea un impact semnificativ asupra eficienței și productivității unităților sanitare. În lumina acestor aspecte, e important să identificăm modalități eficiente de a motiva personalul. De exemplu, știți că un director economic are într-un spital un salariu net de 5.000 de lei? Sau un șef serviciu achiziții 4.000 de lei? Este foarte puțin pentru responsabilitatea și munca depusă. La nivel de București, pentru a stopa migrarea personalului TESA, de exemplu, fără de care spitalele nu pot funcționa și medicii nu pot salva vieți, la propunerea primarului general Nicușor Dan, în luna august 2022, Consiliul General a aprobat o hotărâre prin care acordăm stimulente financiare de 20% din salariu lunar. Mai departe, pentru motivarea personalului sanitar auxiliar mediu, dar și pentru TESA din țară, așteptăm cu interes măsurile adoptate urgent de guvern. Ne dorim ca anul acesta să nu mai fim blocați de ordonanțe de urgență care să ne oprească să facem investiții în spitale sau lucrări de reparații curente, pentru că dacă se sparge un geam, nu putem să ținem pacientul în frig în salon, ci evident că trebuie să intervenim, să reparăm. Cum de altfel sperăm să nu mai fie stopate plățile, pentru că nimeni în lumea asta nu vine să-ți lucreze știind că la un moment dat nu va fi plătit. Aș vrea să vă spun despre lista principalelor obiective de investiții blocate la finalul anului 2023 prin prisma intrării în vigoare a Ordonanței 90/2023. La SSMB, de exemplu, nu a fost posibilă continuarea lucrărilor pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu la două spitale, vorbim de Carol Davila și de Filantropia. Am avut întârzieri pe banca de țesuturi, deoarece a fost nevoie să deviem un cablu electric, s-a descoperit existența acestuia în șantier și a fost nevoie de un contract cu Enel pe care nu l-am putut semna pentru că prin acea ordonanță ne-au fost interzise angajamentele legale, respectiv semnarea contractelor. Nu s-a contractat realizarea studiului de fezabilitate pentru mutarea locului de joacă de la Obregia,
necesar pentru realizarea prin PNRR a Centrului de Psihiatrie Pediatrică. Nu a fost semnat contractul pentru daliul instalației de hidranți de la Colentina, ceea ce este foarte important. A expirat contractul de asistență tehnică din partea proiectantului la ambulatoriu Babeș și nu am putut să facem un alt contract. Nu am putut să semnăm actul adițional pentru suplimentarea lucrărilor de ventilație la blocul alimentar de la Sfântul Luca și noi ne dorim să avem bucătării proprii în spitalele noastre mai mult, pentru că prin hotărârea Consiliului General, Primăria Capitalei suportă până la 100% financiar la hrană și atunci noi nu încurajăm ca spitalele să aibă catering. Nu a fost posibilă reluarea procedurilor de achiziție publică și implicit nu au fost semnate contracte pentru 43 de tipuri de echipamente medicale. Valoarea totală a acestor obiective de investiții blocate și unele amânate este de aproximativ 42 de milioane de lei, iar am avut și proceduri finalizate pentru care trebuia să semnăm contracte de echipamente medicale la Colentina, Malaxa și Canta Cuzino de 10 milioane de lei și nu am putut să semnăm contractele. Deși sunt voci care reproșează întârzieri în PNRR, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că proiectele pentru reducerea riscului de infecții nozocomiale la spitalele Giulești, Panait Sârbu, la Gomoiu, la Canta Cuzino, deși termenul de semnare al contractului de finanțare conform ghidului beneficiarului era 24 februarie 2023, cu data limită de implementare a proiectului 2 mai 2024, acestea n-au fost transmise de către Ministerul Sănătății pentru semnare la începutul acestui an, respectiv în data de 4 aprilie 2024. Gândiți-vă că mai avem 4 luni de execuție. Sperăm să putem face un act adițional, dar, repet, nu din vina SSMB, vor fi sau nu finalizate proiectele la timp. Tot în 4 aprilie 2024 am semnat 3 contracte aferente proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești, a secției de terapie intensivă pentru nou-născuți în cadrul spitalelor Malaxa, Filantropia și Canta Cuzino, deși termenul de semnare al contractului de finanțare, conform ghidului beneficiarului, era de 29 septembrie 2023, cu dată limită de implementare a proiectului 30 noiembrie 2025. De asemenea, știți că am aprobat prin hotărâre de Consiliu General digitalizarea, tot prin PNRR, dar este încă în proces de evaluare. Deci au trecut 6 luni și este tot în proces de evaluare. Iar investițiile aferente cabinetelor de planificare familială sunt efectuate de către Ministerul Sănătății și momentan și în acest caz nu avem contractele semnate. Pe partea de execuție bugetară, vreau să vă spun că avem o execuție bugetară plăți 54%, și o execuție bugetară plăți plus facturi neplătite 67%. Facturile înregistrate aferente anului 2023 și neplătite, pentru că nu am avut voie să plătim decât la 1/9, așa cum spunea ordonanța, deci avem facturi în valoare de peste 70 de milioane de lei neplătite. Subliniez că la data de 31 septembrie, înainte de ordonanță, ASSMB nu avea restanțe. Vă mulțumesc. Eu am invitat participanți de astăzi de la ședință, manageri de spital. Dacă sunt întrebări? Da, așa vă întrebare, Cristina Ștefan, Antena 3. Spuneați dumneavoastră că aveți facturi uriașe. Dacă vor fi afectați pacienții pentru că nu s-au plătit aceste facturi, nu știu, ar putea să rămână fără căldură, fără electricitate, care va fi efectul asupra pacienților, dacă există... Primăria Capitalei va face eforturi deosebite să acorde cu prioritate bani pentru spitale. Sperăm să nu întâmpinăm astfel de probleme, iar la investiții ne dorim ca toți constructorii cu care lucrăm să înțeleagă situația și să lucreze, deși probabil o să-i plătim mai târziu. Spuneați dumneavoastră, de fapt, toate spitalele, mulțumesc, toate spitalele se confruntă, cele 19 administrate de ASSMB, cu acest deficit de personal. În acest moment,
au fost pacienții afectați, tratamentele amânate, pentru că nu există personal medical, nu știu, au așteptat mai mult, nu s-au... nu au putut fi realizate intervențiile chirurgicale. Domnul Vasile Barbu ne spunea că sunt deja spitale care au amânat aceste intervenții chirurgicale. Care este situația în acest moment, dacă sunt afectați acum bolnavi? Da, sunt afectați, însă colegii noștri fac eforturi deosebite să poată asigura continuarea actului medical, însă de-aia ne-am și întâlnit astăzi aici, pentru că sănătatea nu este un lux. Este o nevoie stringentă ca factorii decidenți și guvernul să înțeleagă că niciodată nu poți să faci economie de la sănătate și nimeni nu face economie de la sănătatea propriului popor. Sper să trateze cu seriozitate și să rezolve cu celeritate această problemă. Puteți să ne spuneți, vă rog frumos, în ce spitale au fost amânate aceste intervenții și unde sunt cele mai mari probleme în acest moment? Am putea să vorbim acum despre Gomoiu sau despre Victor Babeș, unde știm că e vorba de copii, unde părinții nu mai au răbdare, unde săptămâna trecută recunosc că s-a consultat cu poliția la ușă. Nu este normal să se întâmple asta într-o capitală europeană. Există epidemia de rujeolă, virozele, gripa. Sperăm să se ia măsuri. Ați transmis această situație către Ministerul Sănătății? Ați stat de vorbă cu cineva din Ministerul Sănătății sau cu cineva din partea Guvernului, astfel încât să nu mai fie amânate intervențiile chirurgicale și le-am părinții spus, să nu mai le-am spus de anul spirale? Trecut. Așteptăm să ia și decizii. Ne puteți spune, Andreea Ofițelu, suntem la Recompanie, ne puteți spune în care spitale e deficit acut de asistenți și medici și pe ce specialități? Unde ar trebui să angajați de ei? În toate spitalele. Gândiți-vă că personalul este supra-solicitat venind după o pandemie în care au lucrat non-stop. Nu există un spital care are nevoie de mai puțin personal și altul de mai mult, peste tot. Bună ziua, Carla de Nație, Digi24. Pentru că avem și manageri aici, am vrea să ne spună concret ce se întâmplă în spitalele lor. De exemplu, dacă la Puișor sunt operații amânate, pentru că acolo se operează o dată rulantă, la Gomoiu și la Victor Babeș. Bună ziua. Puișorul nu amână bolnavi la acest moment. Se operează conform listelor de programări. Se respectă în mare parte listele, ele fiind existând ușoare amânări datorită urgențelor, care în perioada sărbătorilor au fost destul de mare. Ce pot să vă spun este că, exact ce am spus și mai devreme la ședința de lucru, Foișorul se confruntă acum cu o lipsă de anesteziști. Deci echipa de ATI, cu noua șefă de ATI, este ușor solicitată. Aici vorbim de colegi care fac 3-4 gărzi ca spitalul să poată să funcționeze la condițiile cu care am fost obișnuiți. Câte aveți? Mai avem nevoie de 3 medici ATI. La acest moment ne dorim să reușim să scoatem la concurs. Problema pe care am subliniat-o și mai devreme este faptul că chiar dacă s-ar debloca posturile astăzi, durata între deblocarea lor și scoaterea la concurs este destul de lungă. Deci undeva prin martie am reușit să putem să avem efectivul necesar. Pe termen lung ce ar însemna dacă nu veți avea acești medici? Pe termen lung presupune o supra-solicitare a compartimentului ATI. În ultima perioadă, în 2023, Foișorul a preluat o mare parte din cazurile grave, intervențiile dificile din țară. Aici mă refer în principal la cazuri septice. Noi suntem și un spital axat pe rezolvarea tuberculozei osteoarticulare. Aici vorbim de cazuri care au o durată lungă de internare, care trebuie monitorizați periodic. Trebuie să există o colaborare foarte bună între medicul chirurg și anestezist. Deci, automat, un caz de genul ăsta presupune un efort mai mare din partea echipei medicale. Unde s-a consultat cu poliția la ușă? În ce spital? La Gomoiu. Având în vedere că noi în momentul de față funcționăm într-o situație de avarie, putem să spunem, avarie, pacienții și aparținătorii devin foarte recalcitranți pentru că se așteaptă foarte mult la camera de gardă. În camera de gardă, chiar dacă medici sunt, de exemplu, 4 sau 6 pe tură, asistent medical avem cel mult 2.
Vă dați seama că în fiecare cabinet se așteaptă mult mai mult decât ar trebui. Pacientul copil este mai dificil, mai greu de gestionat. Părinții devin recalcitranți, se iau la bătaie sau intră peste asistentele șefe și le cer explicații pentru timpul mare de așteptare și, din păcate, asta este situația. Dar trebuie să semnalăm următorul fapt. Chiar dacă noi, de exemplu, avem medici anesteziști suficienți în momentul de față, 8 anesteziști la Spitalul Gomoiu, dacă personalul mediu sau personalul din bloc operator nu este suficient, chiar dacă tu ai 10 săli de operații, nu poți să gestionezi la capacitate maximă puterea spitalului, pentru că nu avem asistenți specializați pentru așa ceva. De câte ori s-a întâmplat să chemați poliția? De foarte multe ori. Eu cred că în ultima perioadă aproape zilnic chemă poliția. Se poate și verifica la secția de poliție că deja asta e situația. Care este timpul de așteptare? Timpul de așteptare este 4, 5, 6 ore, depinde de că există decalaje. Dimineața mai mult, de exemplu, adresabilitatea mai mare începe după ora 17, când și personalul din spital e epuizat și părinții vin obosiți de la servici și atunci se creează aceste ambuscade, cum să le spunem. Mulțumesc. Aș vrea să mă întrebe, domnul doctor Țincu, apropo de problema medicilor de anestezie și terapie intensivă. Fără acești medici, nu prea pot fi făcut operații. Din păcate, n-am înțeles nimic din pandemie, când într-o criză sanitară am observat că deficitul de personal din terapie intensivă a fost cuantificat în pierderea de vieți omenești. Este evident faptul că nu putem avea pretenția ca un asistent medical care a terminat școala pozițională să ajungă să lucreze în sectorul de terapie intensivă. E nevoie de o perioadă de învățare de câteva luni de zile ca el să se poată acomoda cu situațiile particulare pe care le regăsește într-o secție de reanimare. Vedem foarte clar că deficitul de terapie intensivă nu se regăsește doar în spitalele mici. Vorbea colegul nostru de la Spitalul Foișor despre supra-solicitarea personalului din terapie intensivă. Și trebuie să mai spunem un lucru. Nu putem avea pretenții la servicii de calitate atâta timp cât acei pacienți sunt îngrijiți de un personal deficitar. Ne întrebăm oare câți dintre pacienți sau aparținători știu, spre exemplu, că unele spitale funcționează cu jumătate din normativul de personal. Și cred că această acceptare a acestor deficiențe nu face decât să-i condamnăm pe acești oameni la moarte. Discutăm despre servicii medicale de proastă calitate pe care vrem să ni le asumăm ca țară la nivel național fără să schimbăm această situație. Sănătatea nu este divizabilă între ASSMB, Consiliile Județene și Ministerul Sănătății. Scopul final al tuturor este ca pacientul să fie salvat. Iar în momentul în care luăm decizia de a bloca posturile din sistemul de sănătate, având în vedere că discutăm de un sistem deficitar de dinainte de această ordonanță, este clar că ne punem cu toții întrebarea dacă nu cumva cineva la un moment dat va muri în fața unui spital pentru că nu există personal medical care să-l trateze. Aveți deficit de medici la Floreasca, anesteziști? Da, există deficit de personal și în spitalele Ministerului Sănătății. Cred că pot să o spun cu responsabilitate. Niciun spital din România nu are organigrama completă pentru personalul medical, discutând de medici, asistenți medicali sau infirmiere. Este absolut evident că în anumite zone ale țării știți foarte bine că nu există linii de gardă pentru anumite specialități. Mă întreb oare cum putem să stăm liniștiți în centrele universitare, spre exemplu, știind că în spitale județene sau orășenești copiii nu pot fi tratați, că nu există linie de pediatrie sau nu se pot face operații de urgență pentru pacienții care au nevoie de intervenții chirurgicale. Și la Floreasca care este mai exact situația? Nu pot să vă dau date exacte, că nu sunt în conducerea spitalului, însă deficitul de personal, cel puțin în terapie intensivă, este prezent. Avem un ordin care reglementează funcționarea secțiilor de terapie intensivă, care spune foarte clar care ar trebui să fie normarea de personal. Din păcate, această normare de personal nu se regăsește în realitate. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. Sunt prin spitalele, în camerele de gardă ale spitalelor din subordinea ASMB, sunt situații în care sunt ținuți pacienți care au nevoie să fie la terapie intensivă, dar nu sunt locuri?
Vă pot spune că în spitalele Ministerului Sănătății sunt astfel de situații, pentru că există deficit în terapie intensivă. Sunt spitale în care pacienții așteaptă 24-48 de ore pentru a putea să se găsească un loc în terapie intensivă. Iar ceea ce este extrem de important și trebuie să o spunem aici, există o conlucrare dincolo de divergențele politico-economice și administrative. Spitalele Ministerului Sănătății, cum e spitalul în care lucrez, și alte spitale de urgență, preiau pacienți din spitalele din subordinea SSMB-ului, pentru că trebuie să existe o conlucrare care să aibă scop final salvarea pacientului. Nu a existat niciun moment vreo ruptură de colaborare la nivelul Bucureștiului. Și nu este nici normal să credem că oamenii din București, în funcție de sectorul unde locuiesc, vor beneficia doar de asistența medicală din subordinea SSMB sau din subordinea Ministerului Sănătății. În ceea ce privește investițiile, acum se vor relua toate procedurile, acest lucru întârzie, ordonanța are efecte. Are efecte, încercăm să le reluăm pe toate și sperăm ca anul acesta să nu vină o altă ordonanță care să oprească investițiile în sistemul de sănătate. Aș vrea să o întreb pe doamna manager, Simin Florescu, la Victor Babeș, care e situația, câți... Ce personal vă lipsește și ce nu? Da, din păcate, acum suntem în situația în care trebuie să spunem că avem 100 de posturi vacante și blocate, care s-au vacantat pe parcursul anului trecut. Aceste posturi au fost transmise parțial prin memorandumul efectuat de către ASSMB la momentul respectiv în luna mai. Între timp s-au mai acumulat altele, astfel încât acum avem 100 de posturi, 90% dintre ele sunt medici și personal medical și auxiliar. Și activitatea, evident, este extrem de dificilă în acest context și, cum spuneam puțin mai devreme, în acest moment avem așa un fenomen al bulgărilor de zăpadă care se răstogoliște și pe măsură ce activitatea devine mai dificilă prin lipsa personalului și alți oameni tind să-și dea demisia și să plece din spital, pentru că există un grad de uzură foarte mare al personalului în condițiile în care suntem cu un număr în creștere de cazuri, într-un sezon de gripă care a început mai devreme, într-un sezon de rujeolă epidemic, și toate acestea nu fac decât să deterioreze activitatea medicală în cadrul spitalului. Da, ne puteți spune, la nivel de București există sau ați făcut o statistică la numărul de pacienți decedați din mai 2023 cu 4 și cu aceeași perioadă din anul trecut și nu știu, poate ați făcut o cauzalitate? Nu am în acest moment această statistică, dar cu siguranță zilele viitoare vă pot transmite. Eu aș mai avea o întrebare dacă se poate pentru Sanitas, domnul Bușan. Bun. Aș vrea să ne spuneți ce veți face de acum încolo. Înțeleg că Sanitas strânge semnături, cât ați strâns și de când veți declanșa conflictul de muncă dacă situația nu va fi rezolvată. De cât mai așteptați, având în vedere că anul trecut ați obținut promisiuni de la premier, de la doi, spuneați-mi, exact, în conferință și i-ați crezut. Da, în luna noiembrie, Consiliul Național al Federației Sanitas a luat hotărârea de a începe mișcarea de protest, mergând până la o grevă generală preconizată undeva la începutul lunii februarie. În acest moment suntem în procedura de strângere semnături, până pe 18 ar trebui să avem un număr suficient de semnături strânse, astfel încât eventuala grevă să nu fie declarată ilegală. Iar acest lucru cu deblocarea posturilor a fost una sau este încă una din revendicările noastre, pe lângă creșteri de venituri pentru toate categoriile profesionale, de la infirmieră, personal test, asistent medical până la medic. Probabil această problemă se va rezolva în această săptămână cu deblocarea posturilor, dar este insuficient, pentru că chiar dacă se vor debloca ele, nu vor fi unele posturi atractive. Adică la Gomoiu, la un spital de pediatrie cu un spor de numai 12%, nu cred că cineva vine pe un salariu, un asistent medical pe 3-4 mii de lei. Adică și anul trecut când au fost deblocate, știu că nu a fost adresabilitatea la spitalul Gomoiu sau la alte spitale unde sporurile sunt mici. Există o diferență foarte mare încă de 4 ani de zile între sporurile dintre unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății și cele în subordinea autorităților locale. O diferență de până la 30% în defavoarea spitalelor Ministerului Sănătății. Aici, cum vă spunea doamna director, la nivelul SSMV-ului s-a putut acorda totul la maxim. Mai mult a fost și acel stimulent pentru personalul TESA, da? Care încă se acordă. Dar la spitalele Ministerului este jale. Ce v-au promis mai exact anul trecut premierul sau cei doi premieri vorbind cu doi? În perioada grevei profesorilor am avut o întâlnire cu fostul premier Ciucă, dar și cu actualul premier, domnul Ciolacu.
La acel moment ni s-a promis că și sănătatea va fi tratată pe lângă educație ca prioritate națională și că în toamnă vom relua discuțiile cu privire la creșterea de venituri. Ni s-a promis deblocarea costurilor, care încă nu s-a produs. La acel moment, noi am crezut și n-am vrut să introducem țara România în colaps, pentru că erau toți oameni în stradă, era o presiune foarte mare și am spus că suntem rezonabili și că mergem pe încredere, astfel încât în toamnă să avem discuțiile pe aceste două teme. Vedem că nu s-a întâmplat nimic, mai mult, au dat o creștere de salariu de numai 5%, pentru care, eu sper să fie o eroare, nu s-a asigurat încă finanțarea. Așa că unii manageri spun că în luna februarie, când a trebuit să fie umplată acea mărire de 5%, nu vor avea bani din contractele cu casa de asigurări să asigură acea mărire. Deci dacă nu se va reglementa finanțarea sau vină pe transferuri, nici măcar bani pentru cei 5% nu vor fi. Deci pe lângă deblocarea posturilor, înțeleg că cereți și majorări salariale, exact. Iar acest lucru ar trebui să se întâmple curând, pentru că nu mai pot făcut de cum 6 luni. Ați înțeles perfect. Deci de aceea noi în luna februarie vom demara aceste mișcări de protest, pentru că dacă intrăm în ultimele 6 luni înainte de alegerile principale, guvernul nu mai poate acorda măriri de venituri. Ați discutat în acest an cu premierul? Anul acesta nu, dar am discutat de 2 ori în lunile trecute, noiembrie și decembrie. Din păcate, nu s-a mai ținut de cuvânt, adică ce ne-a promis în vară nu mai era de actualitate în luna decembrie. Adică veți face greva generală în februarie, indiferent dacă problema deblocării posturilor cu siguranță se rezolvă? Cu siguranță. V-am spus, dacă pe data de 18 ianuarie Consiliul Național va constata că avem destule semnături de la membrii noștri, astfel încât să nu fie declarată ilegală greva, vom face grevă pentru mărire de venituri pe lângă această deblocare, care sper să se va produce săptămâna viitoare. Aș mai avea și o întrebare pentru doamna Sivache, dacă se poate. În acest moment, în spitalele administrate de ASSMP, sunt probleme cu materialele sanitare, cu dispozitive medicale sau s-a făcut plata la timp de către cei de la casă, pentru programele naționale, dacă sunt probleme în acest sens? Pentru că nu am cunoștință de la manageri despre astfel de probleme. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și îmi doresc anul acesta să fie un an bun pentru sănătate și toate resursele sistemului să fie numai la îndemâna pacienților. Vă mulțumesc! Mulțumim.